Salutare, oameni buni! Pentru astăzi avem ziua de duminică, 10 iulie, un bil la pariuri. Pe biletul de eram pierdut la mustață pe meciul CFR-ului. Eu jucasem sub 2,5 goluri, s-a terminat 2-1 pentru Sepsi. A fost și o surpriză că a bătut Sepsi. Pe biletul de azi o să pun așa un pronostic cu o cotă mică și o cotă un pic mai mare. Pronosticul cotă mică din fotbal, Rosenborg cu Jerv. Este meciul din Norvegia. Este o diferență mare dintre cele două echipe. Rosenborg nu mai e ce a fost în anii acum 4-5 ani când era acolo la bătaie și câștiga titluri. Dar față de Jerv, care e o echipă de la coadă, ar trebui ca Rosenborg să nu mai aibă probleme. Rosenborg are două victorii și un egal în ultimele trei meciuri, chiar cu Viking a făcut egal, Viking fiind echipa de pe 4. Ăștia de la Jerv au bătut pe Haugesund, care e acolo la retrogradare. Cu Molde au făcut un egal, dar din nou a fost o șansă foarte mare și acolo nu știu cum au reușit să scoată egalul ăla. Jerv e penultima. Acum o să joc unul solist pe Rosenborg la 1.28. Și cota mare lângă această cotă 1.28 pe care o să o joc este din tenis. Astăzi se joacă finala la Wimbledon. Ieri mi-a ieșit pronosticul minimum set pe Jabeur. Până la urmă a câștigat Rybakina. A fost o surpriză și acolo. La finala băieților mi se pare o cotă mult, mult prea mare dată lui Nick Kyrgios. Nick Kyrgios a jucat excelent înainte de Wimbledon. Are un serviciu explosiv. Pare că și-a mai ajustat din atitudinea aia de nebun. A jucat foarte bine înainte de Wimbledon, foarte bine și aici la acest Wimbledon, unde a pierdut într-adevăr două seturi cu Nakashima. A fost un meci ciudat, dar și Djokovic a pierdut două seturi cu Sinner în sferturi. În semifinal, Djokovic a jucat cu Norrie, iar ce este cel mai important este că Nick Kyrgios nu a jucat în semifinală pentru că Nadal s-a retras înainte de meci. Deci Kyrgios vine mult mai fresh, are un serviciu foarte puternic, exploziv. Cota 1.28-ului Djokovic mi se pare clar o mizerie, n-ai cum să-i dai așa, mă gândeam să-i dea un 1.60 lui Djokovic și un 2.50, 2.40 lui Kyrgios, ar fi fost clar mult mai corect, așadar cu cota aceasta mare eu cred că Kyrgios poate chiar să bată, puteți să-l jucați și că bate, dar eu o să joc handicap seturi, Kyrgios cu plus 1.5, adică Kyrgios să câștige cel puțin două seturi. La cota de 2.30, împreună cu cota lui Rosenborg, avem o cotă totală de 2.94, ăsta e biletul meu pentru duminică. Mersi de atenție, pa la pariuri.